Bună, dragilor, și bine ați venit la citirile pentru luni, 7 martie. Hai să vedem cum începe săptămâna. În primul rând, vreau să vă fac așa un anunț. Nu are legătură cu YouTube-ul, are legătură cu faptul că duminică dimineața, da, chiar am dormit mai mult, efectiv nu puteam să mă trezesc în acel vis. Mi s-au arătat niște lucruri destul de ciudate, ca să spun așa. Eu personal nu visez decât foarte rar și atunci, să spun, este simbolic sau chiar acele lucruri se adeveresc chiar exact ca în vis, dar peste mai mult timp. A fost o experiență foarte ciudată. Am mai avut un vis tot ceva de genul, cred că anul trecut, dar atunci a fost ceva legat de viața mea personală. Avea legătură și cu ce se întâmplă în lume, dar așa a fost fie și atunci a fost o atenționare și am înțeles-o, dar acum e ceva care nu are legătură cu viața mea personală, are legătură cu oamenii, cu tot ceea ce o să se întâmple. Atât vă pot spune, poate o să fac un video separat, ca și paranteză, în care o să vă povestesc acolo exact detaliat care a fost experiența, dar a fost atât de reală încât o pot povesti și cred că țin minte mult și bine acel vis. Nu știu cât a fost vis, cât a fost o altfel de experiență, dar a fost extrem de ciudat, repet, extrem, extrem de ciudat. Ca și idee principală, pur și simplu te simțeai o energie ca un cuțit. Înțelegeți? E destul de tăioasă, rece, așa erau și oamenii de acolo, iar partea aceasta urbană, da, de oraș, în care la un moment dat eram, era destul de ciudat și destul de urât ca și energie. Așa că, dragilor, aveți foarte mare grijă de voi în următoarea perioadă. Eu nu vreau să sperii pe nimeni, dar, din păcate, s-a schimbat atât de mult energia încât cred că cei care vor cu adevărat să fie bine trebuie să păstreze imparțial, să fie atenți la semnele din jurul lor și să încerce pe cât posibil să-și păstreze echilibrul inimii, echilibrul sufletului, pentru că o să mai urmeze niște lucruri destul de urâte. Nu știu să vă spun despre ce e vorba, dar eu ce energie am văzut acolo, pur și simplu, nu-mi venea să cred. Am zis că dacă ăsta e viitorul, eu prefer să nu mai fiu. Iar dacă era vorba de o altă dimensiune sau știu eu în care am pătruns, nu pot să-mi dau seama ce a fost, încă sunt puțin șocată de acel vis, încerc să-mi revin. Atunci e altceva, însă chiar și așa, oricum ar fi, energia este la fel, da, și la noi și acolo, dacă ar fi vorba de altă dimensiune, eu nu știu, sunt cam sceptică sceptică. Nu neapărat că nu cred în altă dimensiune, doar că eu de regulă până nu văd ceva concret, până nu văd eu că funcționează, sunt puțin așa ca Toma necredinciosul, trebuie să văd eu exact că lucrurile funcționează. Da, bun, asta a fost anunțul, na, nu vreau să vă întristez sau ceva, dar pur și simplu v-am și dat soluția, sper să, nu știu, probabil a fost ceva simbolic, repet, dacă voi considerați că e cazul să împărtășesc cu voi, o să fac un clip separat, că aici probabil ați venit să vedeți energiile pentru ziua de luni și pentru această perioadă, ca să spun așa. Bun, hai să începem. Avem faietonul, da, energia pentru 7 martie și energia generală este turnul, da, și a trecut și un motor, ceva, în timp ce vorbeam. Aici când am văzut această combinație, să știți că nu arată prea bine, dar tot ce vă pot spune că e bine să avem grijă la condus, pentru cei care conduceți, aveți grijă la drumuri în această zi, încercați să fiți atenți, să fiți cu ochii în patru. De asemenea, tot felul de răsturnări de situație, tot felul de lucruri total surprinzătoare pe care le auzim și care țin de drumuri, care țin de
provocări care apar, da? Uitați, e ca și cum se dărâmă un turn aici undeva, e ca o, nu știu, e ca un trăsnet care lovește un turn, niște capete încoronate cad și acest faieton, vedeți, vine și salvează, vine și ajută. Sau acest faieton se îndreaptă către acest turn, tocmai pentru a-l reconstrui. Este o energie, e adevărat, diferită pentru această zi de luni. Să știți că pentru marți, așa, pentru doamne și domnișoare, o să fie o energie mult mai bună, dar ziua de luni văd că începe cu o răsturnare de situație, ca să spun așa, tot felul de drumuri neașteptate care pot avea loc iarăși. E o zi a provocărilor pentru alții dintre noi, sau în general în lume este o zi cu provocări în care e bine să dăm dovadă de foarte multă putere mentală, foarte mult control asupra emoțiilor, asupra gândirii, asupra binelui, asupra răului. Vedeți, acest personaj care conduce acest car nu are legat cu absolut nimic, da? Aceste două ființe de aici. Pur și simplu le conduce cu forța minții, cu puterea spiritului. Cam asta trebuie să învățăm și noi, pentru că acest turn posibil să ne provoace, să ne destabilizăm puțin. Da, bun, acestea fiind spuse, vă invit să căutați zodiile de care sunteți voi interesați și ne vedem acolo. Dar, repet, ascultați și de la zodie și de la ascendent, că nu este suficient doar de la zodie. Dragii mei berbeci, hai să vedem pentru voi ce urmează în ziua de luni. Faceți un drum. Vă vine cineva în casă. Ia să vedem. Energia generală, treiul de bâte. Drumuri, drumuri, dragi berbeci. Drumuri, călătorii, vești care apar de la drum pentru unii berbeci și care pot ține de niște planuri de familie sau care țin de o persoană cu uniformă sau de o instituție, de acte, hârtii, documente. Auziți de o persoană din familie că face un drum, eu știu, pentru alți berbeci. Sau vouă, în sfârșit, vă crește speranța atunci când vine vorba de a face o călătorie, un drum, o schimbare, o mutare. Hai să vedem totuși ce cu acest drum, unde mergeți, ce se întâmplă, ce cu șase de spade. Bun, are legătură cu niște bani care pot veni de la drum sau o persoană din familie, așa cum v-am spus, care face un drum sau care vă dă o veste bună, care are legătură cu niște bani pentru alți berbeci. Și văd că sunteți ușor temători referitor la drumul acestei persoane. Poate fi o grijă de mamă, o grijă care ține, știu eu, de o femeie, de un proiect. Și ce anume se întâmplă este regele de bâte, dragi berbeci. Aici vă văd cu o speranță foarte mare, poate e o zi în care faceți mai multă mișcare fizică, alții dintre voi, sau primiți o veste care are legătură cu o afacere, cu o negociere, care se poate petrece pe un termen mai scurt, deci în următoarea perioadă, sau pentru alți berbeci, are legătură cu o distanță mai mare pe care voi vreți să o parcurgeți. Hai să vedem ce se poate. Da? Și văd aici o așteptare, parcă așteptați pe cineva de la drum sau parcă vegheați pe cineva. Rezultatul final, 10 de monede, totul e bine când se termină cu bine. Ia uitați aici ce bucuroși sunteți, o carte a familiei, așteptați niște vești din familie, primiți niște vești bune care țin de internet, de o perspectivă de viitor. Da? Poate un drum împreună cu familia, dar ia uitați, răsare soarele, e ca un succes, ca o veste foarte bună care apare. Posibil din partea unui bărbat sau dacă sunteți bărbat, voi sunteți cei care luminați casa, cei care luminați familia. Dragii mei tauri, hai să vedem pentru voi. Situația 7 de cupe. Vă faceți planuri, ia uitați, 9 de bâte. Dragii mei tauri, vă văd ușor temători în această zi de luni. Vă este teamă atunci când vine vorba de un drum pentru o zonă profesională. Sau când vine vorba de două femei, când vine vorba de un proiect,
Văd niște bani aici pe care îi primiți, parcă reușiți să finalizați ceva și să vă luați niște bani sau să semnați un contract sau eu știu. Și vă văd destul de temători, parcă vă este teamă să nu care cumva să mai ajungeți într-o situație în care ați mai fost puși. Tot nouul ăsta de bâte, dragi tauri, poate să vorbească și despre faptul că sunteți aici foarte temători, iarăși, atunci când vine vorba de niște alegeri pe care e nevoie să le faceți. Aici vă văd foarte bine, într-o energie foarte bună. Unii tauri, posibil chiar să aveți parte, știu eu, de o zi în care ori visați cu ochii deschiși, ori vi se arată anumite lucruri din punct de vedere energetic, dar vă văd așa temători. Ia uitați, parcă sunteți așa gânditori la trecut, da? Încercați să vă detașați de tot ce înseamnă trecut, pentru că e o zi în care, da, lucrurile se mai dărâmă, mai ales cele care nu au fost construite pe bază stabilă. Aveți împăratul, următoarea carte, deci o persoană cu autoritate, care are un rol important, poate fi soțul, poate fi iubitul, poate e vorba de voi sau șeful, cineva ia o decizie de care voi vă temeți. Ceva care are legătură cu zona locului de muncă, dragii mei tauri, deci poate e bine aici să puneți osul la treabă, cum s-ar spune. Parcă vă pregătiți să faceți un drum și vă pregătiți, vă luați bani, eu știu, vă pregătiți pentru această provocare. Rezultatul final, 8-ul de cupe, dragii mei tauri, 8 de cupe reprezintă faptul că parcă renunțați la anumite activități pe care le aveați de făcut și vă îndreptați către tărâmuri noi, cum s-ar spune. Ia uitați, e ca și cum vă urmăriți voi propriul interes într-o anumită situație. Dar posibil că acest drum să nu vă placă, da? E ceva care are legătură cu un venit suplimentar sau cu niște bani și cu niște acte, iarăși, pentru alți tauri. Sunt niște pregătiri, niște discuții, niște lucruri pe care le aveți de făcut. Situația 8 de cupe. Energia generală 6 de monede. Dragii mei gemeni, e o zi de luni pentru voi, care, nu știu, faceți cumpărături, aveți de dat niște bani. Văd că apare o nouă oportunitate, o nouă ofertă de a face bani, o nouă monedă, o nouă senzație, da? O nouă activitate. Poate e ceva care ține de zona medicală pentru unii gemeni sau poate aveți de plătit două lucruri. Sau trebuie să vă împărțiți în două locuri din punct de vedere material. Șasele ăsta de monede vine și vă oferă un echilibru din punct de vedere financiar. Cine știe, unii gemeni poate reușiți să mai căpătați o sursă de venit suplimentară sau unii văd că renunțați la ceva anume. La niște lucruri în care voi ați investit mult, ceva care a contat pentru voi. Ia să vedem ce lăsați voi în urmă aici. Ce lăsați în urmă? Ceva care ține de o femeie sau niște iluzii, da? Ceva care ține poate chiar de zona aceasta a spiritualității pentru alți gemeni. Da? Și ia uitați, e ca și cum parcă lăsați niște iluzii în urmă și vreți să acționați, vreți să treceți la fapte, ia uitați. Faceți un drum, faceți o călătorie sau planificați ceva extrem de important pentru voi. Într-o situație total diferită. Da? Parcă din teama asta reușiți să ajungeți într-un punct înalt. Ce anume se întâmplă? Faietonul. Toată lumea face drumuri. Nu știu ce se întâmplă luni, dar e o zi cu multă mișcare. Aici apare o provocare pentru voi. Parcă e nevoie să vă împărțiți între două situații, două relații, două extreme, iarăși pentru alți gemeni. Și asta este foarte, foarte interesant aici. Ia să vedem mai departe, dragii mei gemeni. Bun, are legătură cu niște bani care pot veni de la drum. Da? Sau cineva vă propune ceva. Ia uitați ce încântat sunteți. Este o vorba de o persoană foarte plină de viață, foarte pozitivă. Poate fi o femeie sau e vorba de speranța voastră. Da? Parcă, nu știu, găsiți într-o situație soluția necesară. Rezultatul final, steaua asta, aveți o speranță foarte mare care are șanse să se îndeplinească în această zi. Dacă încercați să găsiți o soluție de mijloc pentru gemeni, da, are legătură cu un nou început, cu mult curaj de care trebuie să dați dovadă. Da? De asemenea, dragii mei gemeni, văd aici că e cazul să puneți osul la treabă. Cinciul de bâte reprezintă o luptă, așa, dar e vorba și de un echilibru.
Poate e bine să vă ascultați intuiția, să ascultați vocea interioară, dar să o treceți puțin și prin filtrul rațiunii. Adică și să încercați să gândiți lucrurile de mai multe ori voi, cel puțin momentan, până iese Lilith de acolo, de la voi din Zodie. Poate să fie ca un nou început, unii gemeni, parcă sunteți pregătiți aici de o luptă, sunteți pregătiți să vă luptați cu viața, să vă luptați cu ceva anume, tocmai pentru a rezolva o problemă din punct de vedere financiar. Dar nebunul și cu steaua aici fac casă bună, da, și vă spun despre o noutate care ține de tehnologie, de lumea în care trăim, de un job nou, dar nu un job nou neapărat să vă schimbați jobul, să vă updatați, da? Să vă tehnologizați, să vă digitalizați și așa mai departe. Sau să încercați să găsiți o soluție, poate la locul de muncă sau pentru a face bani, ceva care este extrem de, nu știu, de popular, de viitor, cum s-ar spune. Pentru alți gemeni, văd aici o veste bună care apare, un nou început, o recunoaștere mai mare, da, la care reușiți să ajungeți. Dragii mei raci, hai să vedem pentru voi. Să aveți așa situația, cinciul de spade. Voi cineva aici vă face o nedreptate sau ceva se întâmplă. Poate e vorba de un compromis, da, asupra căruia e bine să fiți atenți. E o nedreptate care durează. E de ceva timp aici în mintea voastră. Da, și poate avea legătură cu o rivală, cu o femeie. Dar ia uitați, acest 5 de spade pur și simplu apare aici și vă spune de o luptă de putere. Sunteți provocați, dragii mei raci, însă încercați să fiți atenți cât de cât. Nu vă lăsați dominați, ca să spun așa. Și nici voi nu încercați să dominați. Ce anume se întâmplă? Aveți Marea Preoteasă, poate intrați în contact cu o persoană foarte intuitivă, o persoană mai spirituală sau o persoană care are o cunoaștere înaltă. Pentru alți raci, poate aveți de-a face cu astfel de instituție, da? Posibil pentru alții dintre voi. Bun, și văd aici că unii posibil să lăsați ceva în urmă, să faceți un sacrificiu. Un sacrificiu văd aici și rezultatul final este steaua. Vi se îndeplinește o dorință sau pur și simplu vă dați seama că e cazul să renunțați, eu știu, la trecut, la anumite lucruri care nu mai funcționau, să reînnoiți ceva undeva anume și să fiți foarte deschiși la noutățile care apar. Ia uitați, niște persoane mai tinere care vă încurajează, care vă oferă vești bune pentru unii raci. Și poate chiar discutăm de noi activități pe care le faceți, vă văd foarte pozitiv într-un final foarte plin de viață, dar poate era cazul să aveți această discuție ca să învățați să lăsați un anumit mod de comportament, știu eu, anumite dependențe, anumite temeri care țin, ia uitați, 10 de monede de casă, de familie și care vizează o decizie radicală. Foarte interesant. Este o zi frumoasă pentru uraș, destul de intensă. În care acest turn chiar vă provoacă să renunțați la anumite elemente. Dragii mei lei, hai să vedem pentru voi ce urmează. Situația asul de monede. Apare o șansă, apare o noutate plăcută pentru voi și văd aici că sunteți temători referitor la acest nou început. Poate fi ceva care ține de zona profesională, ceva care ține de o înțelegere, de niște acte, știu eu, o noutate care apare în viața voastră și care ține de zona materială. Poate vă este teamă să încercați ceva nou, să faceți ceva nou, iarăși pentru alți lei. Wow, s-au întors multe cărți, e ceva ce nu vă place pe de altă parte. E vorba de un eveniment mai puțin plăcut, dar care vă oferă o nouă oportunitate, cum s-ar spune. Dar trebuie să acționați diferit atunci când vine vorba de un grup de oameni, tocmai pentru a rezolva lucrurile. Am mai sărit o carte. Ia uitați, e vorba de a clarifica o situație, e vorba de a impune respect și de a vă respecta pe voi. Steaua, aveți aici următoarea carte, deci o zi a speranței pentru voi, o zi în care poate aveți de a face cu tot ce ține de planul acesta fizic. Ia uitați, aflați de o răsturnare de situație, aflați o veste bombă despre o femeie sau de la locul de muncă, aflați că ceva se zdruncină, ceva se dărâmă pentru alți lei. Acest turn în acest domeniu sau în această zonă se petrece. Poate e vorba de o femeie mai cunoscută și aflați o veste trăsnet. Rezultatul final, 8-ul de bâte. Foarte multă comunicare văd aici pentru unii lei. Foarte multă pasiune și posibil o petrecere, o reîntâlnire, ceva care vă pasionează, ceva care vă place.
auziți de o reușită, de o veste bună, ceva care ține de o persoană și care are legătură cu două instituții, cu două domenii de viață, sau e vorba de faptul că voi încercați aici să găsiți un echilibru, da, între doi bărbați. Încercați să împăcați și o parte și cealaltă. Și asta e bine. Deci totul e bine când se termină cu bine, dragii mei lei. Fiți deschiși la noutățile care apar, pentru că, repet, ele au cu siguranță un rost. Dragi fecioare, hai să vedem pentru voi. Și avem un rege de monede. Sunteți preocupați de bani, de trecut, de ceva. Șapte de monede, ceva din trecut, o așteptare. Așteptați mult și bine, așteptați ceva care ține de o femeie, de o persoană mai tânără, da? Așteptați voi ceva aici. Sunteți foarte concentrați pe trecut. Poate cine știe, pentru unii ar trebui să mai lăsați în spate anumite elemente vechi, da, care tot erau aici în viața voastră și la care nu voiați să renunțați. Da? Ia uitați, e vorba de o victorie, de un drum, de o schimbare, de o mutare a cuiva, deci sunt niște vești foarte bune, dragi fecioare, și ca și cum voi ajutați această persoană. Dar e cu victorie, e cu reușită. Și aveți nebunul, care este cartea noului început sau ceva care ține de un copil, de o persoană mai tânără, mai văd aici. O eliberare de care aveți parte, iarăși, văd, da? Și parcă e un moment în care acest nou drum vă face să fiți mai echilibrați, dragi fecioare, mai altfel și poate chiar să lăsați trecutul în urmă, în urmă, da? E ceva apăsător care ține de bani, dar la care trebuie să renunțați, că dacă nu, vine turnul și nu-i foarte frumos. Rezultatul final, ia uitați, un 6 de bâte, o victorie, o zi foarte bună. Aflați o veste bună, ceva vă bucură, dragi fecioare. E ceva ce tot ați așteptat voi aici, ia uitați. Și e vorba de o sărbătoare, de o celebrare, poate de o reușită a voastră din punct de vedere material sau pentru alții dintre voi, poate să fie vorba, dragi fecioare, de o reușită care ține, da, de... o persoană dragă vouă. Dar și de zona banilor. Dragi balanțe, hai să vedem pentru voi. Bun, și voi aveți prima carte, moartea, și cu patru de spade. Wow! Marea preoteasă. Dragi balanțe, ce faceți aici? Trezire spirituală? Pentru unii, da, posibil să fie vorba acest turn. Vă trezește la realitatea de dincolo, da, cum s-ar spune. E vorba de un compromis pe care l-ați făcut aici în familie cu cineva și acum e ca și cum țineți secret. Sau este ceva care are legătură și cu o persoană foarte intuitivă, este o persoană mai misterioasă, mai altfel. Moartea vine cu o eliberare, vine cu o transformare a voastră din omidă în fluture. Vine cu o eliberare extrem de frumoasă. Ia să vedem ce se termină aici. Este ceva natural ce se termină, ceva care are legătură cu o femeie, da? Cu o femeie care are un copil. Unii poate chiar auziți de nașterea unui copil sau auziți de o femeie că este însărcinată. Poate e vorba de un proiect a unei persoane, dragi vouă. Și aici văd că sunteți foarte mult puși pe gânduri, dragi balanțe. Foarte mult puși pe gânduri. Unii posibil chiar să vă luați o pauză așa de meditație, de gândire. Poate chiar simțiți nevoia de o pauză, să vă mai relaxați, cum s-ar spune. Da? Vă gândiți foarte mult atunci când vine vorba de ideea aceasta de bani, de a da bani, de a primi bani, de a împărți, știu eu, sau de a face niște cumpărături. Rezultatul final, aveți regele de cupe, dragi balanțe. Regele de cupe vă aduce aici o zi cu multă sensibilitate. Poate chiar intrați în contact cu zona spirituală sau primiți o veste total neașteptată și văd o discuție în contradictoriu pe care o aveți cu o femeie mai puternică, mai certăreață, e o femeie mai altfel, dar în urma acestei discuții care apare pe total neașteptate, să știți că lucrurile se clarifică pentru voi. Poate chiar cine știe aflați niște informații importante, văd o persoană care se pregătește de un drum, de o schimbare, de o mutare sau voi sunteți cei care faceți un drum către o persoană dragă vouă. Iar dacă e vorba de o relație, în urma acestei discuții, să știți că lucrurile se clarifică și se solidifică între voi și ceilalți. Sau între voi și această persoană, mai bine spus.
Dragii mei scorpioni, hai să vedem pentru voi ce se întâmplă. S-a întors o carte, 5 de monede. Cum vă simțiți, dragi scorpioni? Mare atenție pe zona sănătății. Da, unii e posibil să aveți de rezolvat ceva care ține de niște acte, ceva care ține și de zona medicală, de o situație care era bolnavă, care avea probleme, de o situație financiară mai puțin plăcută și aveți ocazia să rezolvați anumite elemente. Mare atenție pe zona frigului, dragi scorpioni, în această zi. E ceva care ține de o femeie aici, da? Poate sunt niște secrete pe care le aveți, dar alți scorpioni chiar poate să fie vorba de o zi în care vă concentrați foarte mult pe tot ce înseamnă spiritualitate și văd că sunteți foarte bucuroși de această victorie, da? Dar nu e o victorie pe care voi o percepeți așa ca fiind ceva bun din punct de vedere material. Nu că ar fi rău, doar că pur și simplu este o mulțumire sufletească pentru unii scorpioni. Aici văd doiul de cupe, deci o asociere, o înțelegere, un contract, ceva ce reușiți să lămuriți, cu un rege de monede, ia uitați. Poate e vorba de ceva vechi, poate e vorba de niște bani care vin așa încet și sigur, dar e vorba de mulți bani. Sau are legătură cu un bărbat care stă foarte bine din punct de vedere financiar. Este un bărbat așezat, un bărbat, poate, eu știu, mai econom din fire. Rezultatul final, asul de monede. Ia uitați, un nou început. Extrem de frumos, dragi scorpioni, un nou început, o veste bună, ceva care vă ajută, ceva care vă sprijină, dar poate fi și o zi în care e bine să nu faceți exces de muncă, da? E bine să aveți grijă, da? Și în special să fiți atenți la detalii. Acest nou început este extrem de frumos, însă e bine să vă urmați pasiunea, dar să nu exagerați, da? Să nu exagerați. Este ceva care vă place. Și are legătură cu o persoană mai tânără sau cu a studia ceva, cu a analiza o situație. Un nou început extrem, extrem de frumos. Dragii mei săgetători, hai să vedem pentru voi. Aveți faietonul și voi. Ascultați partea de început, că e important să spun acolo. Și aveți și un 7 de monede, dragi săgetători. Aici parcă așteptați voi ceva care vine de la drum sau așteptați să se materializeze ceva, așteptați să se maturizeze ceva care are legătură cu casa voastră, cu familia voastră și faietonul vine ca o provocare în care poate vă aliați împreună cu cineva pentru a rezolva o anumită problemă. De asemenea, văd un drum important pe care îl faceți, da? Și o întâlnire cu o persoană care este ca un suflet pereche. Poate e o persoană cu care voi rezonați foarte bine, cineva care este foarte sigur pe el sau pe ea, dar încercați să vă ascultați și intuiția voastră, încercați să vă apropiați mult și de zona aceasta a spiritualității în această zi, pentru că o să vă ajute extrem de mult, mai ales într-o situație dificilă din punct de vedere profesional. Bun, ce anume se întâmplă? Aveți cinciul de cupe. Terminați niște situații. Încheiați niște lucruri. Comunicați, da? Stați pe gânduri și în urma, în urma analizei, da, văd că lăsați aici niște lucruri în spate, ceva se dărâmă, dar e ceva ce are legătură cu trecutul, ceva ce voi nu vreți să lăsați odată în urmă. Ia uitați, e vorba de o dorință mare de-a voastră pe care o aveți pentru a pune ceva în practică, dar trecutul ăsta pur și simplu vă ține acolo în loc sau un răspuns pe care îl așteptați pe zona materială. Wow, 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 dragii mei săgetători, ia uitați, două persoane, două suflete pereche care stau spate în spate, da? Spate în spate. Posibil unii săgetători să alegeți să vă întoarceți cu spatele la o persoană sau să vă reamintiți voi așa că anumite elemente care țin de o relație, care țin de persoanele din jurul vostru, nu vă plac, nu vă convin aici. Rezultatul final, ia uitați, eremitul. Aici să știți că poate avea legătură și cu două persoane care se ocupă de zona aceasta a vindecării, da? Care sunt spate în spate, un conflict sau ceva ce puteți să aveți, o discuție în contradictoriu. Dar în final, ia uitați, pusnicul, da? Sau eremitul, ia uitați cât de sinceri sunteți voi, cât de pozitiv. Eremitul iarăși vine și vă spune de o înțelepciune mai mare la care reușiți să ajungeți și poate cine știe
lucrurile devin mult mai serioase. Uitați, e vorba de o luptă de putere sau e vorba de un curaj aparte pe care îl aveți, de o iubire de care dați dovadă, înțelepciune, răbdare, și acest lucru vă ajută extrem de mult să transformați lucrurile, să luați decizia. Și are legătură cu acest turn, care pentru voi vine pe o zonă a, bine să spun, contracte. Da, actelor, a unei instituții, deci acolo se petrec lucrurile și ia uitați, aici vorba de un final, de ceva care se transformă. Foarte interesant, dragi săgetători, poate chiar e o zi în care, știu eu, persoanele mai în vârstă ar putea avea un rol important aici în viața voastră. Dragii mei capricorni, hai să vedem pentru voi. Și aici aveți prima carte, moartea, care vorbește despre o transformare. Despre o transformare și un 10 de bâte. Unii capricorni posibil chiar să fiți puși la pământ în această zi, în sensul că să nu mai puteți efectiv să faceți ceva anume și luați o decizie. Luați o decizie care presupune ori să vă înhămați la ceva care presupune să lucrați mult. Poate sunt multe activități pe care le aveți de făcut, dar unii capricorni pur și simplu hotărâți să vă transformați, să nu vă mai târâți așa ca o umidă, să vă transformați în fluture. Depinde doar de voi. Ia să vedem cum puteți să faceți asta, să despre ce vorbim. Prin credință, prin iubire, da? Prin iubire, prin maturitate emoțională, dragi capricorni. E ceva care ține de zona medicală, ceva care ține de o iubire, ceva care ține de o creativitate mare. Ce anume se întâmplă? Este cavalerul de spade, un drum rapid pe care îl faceți sau un eveniment total neașteptat care se petrece și care vă poate aduce tot felul de elemente destul de obositoare pe umerii voștri. Da, și ia uitați, care are legătură cu un turn și cu un final. Deci, dragii mei capricorni, încercați totuși să vă elucidați lucrurile. Da, ia uitați, e o provocare care vă face să acționați, să vă puneți într-o poziție privilegiată. Iar rezultatul final este regele de cupe. Aveți aici o persoană care vă poate ghida, vă poate ajuta mult din punct de vedere emoțional. Este o persoană dragă vouă. Și poate avea legătură cu o sărbătoare sau, știu eu, cu o persoană care este foarte plină de viață, o persoană foarte pozitivă, de asemenea, dragi capricorni. Văd aici împăratul, da? Poate să fie vorba de un eveniment plăcut, de ziua cuiva, poate chiar de o decizie a unei persoane și de faptul că trebuie să vă hotărâți odată, să vă ascultați și sufletul și să vă detașați puțin de tot ce înseamnă materie. Dragii mei vărsători, hai să vedem pentru voi. Aveți cavalerul de bâte, prima carte. Foarte curajoși, dragi vărsători, în această zi. Curajoși și bucuroși de un nou început. Foarte frumos. Ceva care ține de viitor, ceva care ține de bani. Unii vărsători chiar aflați o veste bună, care ține de o sumă de bani sau de o independență financiară a cuiva, poate a unui copil, a unei persoane mai tinere. Și uitați cât de pozitiv sunteți voi, cât de plin de viață, cât de dornici de afirmare, dornici de a spune lucrurilor pe nume. Poate avea legătură cu o femeie, cu un copil sau poate avea legătură pentru alți vărsători cu un proiect pe care îl aveți voi în desfășurare. Ceva care vă aduce confort, abundență. Ce anume se întâmplă? Justiția, niște acte pe care le aveți de rezolvat în această zi sau o decizie pe care o luați. E o decizie radicală, o decizie care ține de zona rurală, de ceva vechi, ceva care are o importanță mare pentru voi și care presupune să lucrați cu persoane mai tinere. E ceva care vă oferă foarte multă putere, da? Parcă aflați o veste foarte bună, ceva care ține de de mulți bani, ceva care ține de o stabilitate. Rezultatul final, pajul de bâte, dragi vărsători. Aici văd o dorință foarte mare de-a voastră și poate fi, știu eu, o zi în care faceți o activitate nouă pentru familia voastră, pentru casa voastră, care vă bucură, ia uitați, care vă bucură, care vă oferă putere.
Alți vărsători auziți de o veste bună care ține de o persoană de la voi din familie. Și chiar această veste bună vă poate ajuta să încheiați ceva anume. O nouă activitate sau o nouă persoană care vă intră în casă. Persoane mai tinere, extrem de intens aspectate sau activități noi care apar. V-am spus, sunteți într-o etapă de nou început, atunci când vine vorba de străinătate, de internet sau de o așteptare mare. Dragii mei pești, hai să vedem pentru voi ce urmează în ziua de luni. Hai să vedem. Situația cavalerul de monede, era să zic de bâte. Și aveți și un 10 de spade. Unii pești aflați de un final care are legătură cu o persoană de la drum sau în sfârșit reușiți să finalizați ceva care are legătură cu o persoană care vine către voi. O persoană care vă propune poate ceva serios, vă face o ofertă iarăși pentru alții. Și voi că voi văd că sunteți aici foarte mult puși pe gânduri. Poate e vorba de o întâlnire cu o persoană dragă vouă sau, dragii mei pești, poate avea legătură cu o persoană care are parte de o victorie, de o reușită, o persoană care, știu eu, vă poate încuraja, vă poate sufla în aripi, da? Poate e vorba de un bărbat sau de ceva care ține de ideea aceasta de vechi. Ce anume se întâmplă? 6 de bâte, o victorie, o reușită, da? În urma acestui final, o eliberare de care aveți parte. Și care este în destinul vostru, care o să facă lucrurile să se schimbe începând cu ziua de luni. Rezultatul final, puterea, aveți aici o provocare, dar și o zi în care iubirea, răbdarea, blândețea v-ar putea ajuta să depășiți anumite obstacole pe care e posibil să le înfruntați și care țin de familie. Care țin de familie, care țin de două persoane mai tinere, poate o să auziți de o confruntare în care voi sunteți cele sau cei care trebuie să liniștiți apele. Poate discutăm și de o adunare aici, un grup de oameni și două persoane mai tinere sau niște activități noi care pur și simplu țin de voi, adică voi trebuie să fiți cei care le puneți în ordine, voi sunteți cei care dați verdictul, cei care sunteți șefi acolo, cum s-ar spune. Și asta e bine, dragi pești, oricum ar fi, apar noutăți plăcute pentru voi în urma unei situații mai puțin dragi inimii voastre. Sau noi activități care vă fac plăcere și care, așa cum am spus, țin de casă, țin de un grup de oameni. Dragilor, acestea au fost citirile pentru ziua de luni. Eu vă mulțumesc frumos pentru vizionare, vă iubesc, vă îmbrățișez cu drag pe toți, să aveți o zi de luni binecuvântată și să ne revedem cu bine și la alte citiri.